Care sunt principalele tool-uri folosite în departamentele de HR? Mulțumesc, o întrebare foarte bună. Le putem împărți în două categorii, dacă este să luăm în considerare partea de core-ul aplicației și zona de nice to have. În prezent, principalele tool-uri sunt date de zona de salarizare, administrarea de personal și zona de pontaj, iar cealaltă zonă nice to have este dată de zona de evaluare, recrutare și training. Și la nivel de trenduri, ce să ne așteptăm pentru viitor, care vor fi masturile? Dacă în prezent oamenii de resurse umane se uită să automatizeze zona de core, cum o înțelegem noi, partea aceasta de salarizare, administrare de personal, este un nou trend pentru zona de chatbot, pentru zona de spațiu personal al angajatului, pentru zona de QR code, lucrurile care în trecut păreau SF-uri, acum sunt prezente deja în tool-urile pe care le promovăm.